Sunt căutări disperate pe râul Bega după ce un apel la 112 anunța că o persoană ar fi fost înghițită de ape. Pompierii, scafandrii și polițiștii s-au mobilizat de urgență și au început căutările. Apelul la 112 a fost dat joi seara, puțin înainte de ora 21. Un martor anunța că o persoană a căzut în Bega, în dreptul străzii Splaiul Tudor Vladimirescu. La fața locului, oamenii legii au găsit o geantă cu roți pentru cumpărături. Au fost alertate detașamentele 1 și 2 de pompieri Timișoara și a început operațiunea de salvare. Pompierii timișeni au intervenit cu două auto speciale echipate cu bărci, un echipaj cu doi scafandri, un echipaj smurd, precum și un balon de iluminat. În cursul nopții, după mai multe ore de căutări, echipajele ISU s-au retras. Condițiile fiind destul de dificile, vizibilitatea în apă pe timp de noapte este zero, apa este rece, aproximativ 6 grade, iar acum de dimineață am reluat căutările, continuăm în perimetru făcut. Persoana este încă de negăsit.